didn't feel the same. We love what we hate. Hey, salutare tuturor, bine vă regăsesc. Eu sunt Andreea, terapeut în terapie energetice și fitoterapeut. Și astăzi vă voi prezenta o rețetă de o tinctură de anason foarte benefică pentru polipii nazali. Haideți să vedem. Pentru a prepara această rețetă vom avea nevoie de un mojar, 15 grame de semințe de anason, 100 de ml de spirit medicinal de uz intern sau, în cazul meu, alcool etilic din cereale de concentrație 70 de grade și 300 de ml de apă fiartă și răcită. Vom adăuga semințele de anason în mojar. După care adăugăm foarte puțin alcool. Pentru a putea pregăti această tinctură, există mai multe modalități. Prima modalitate și cea mai uzuală este aceea de a macera materialul vegetal în alcool la întuneric timp de 10 zile. Eu am ales astăzi pentru voi o modalitate mai rapidă și anume o extracție rapidă, astfel încât să obțin tinctura mult mai repede. Așadar, materialul vegetal se pisează foarte, foarte bine în mojar timp de 20 de minute, timp în care, din când în când, se mai adaugă câte puțin alcool. Cam așa va trebui să arate. Omogenizăm foarte, foarte bine pentru ca substanțele active din semințele de anason să iasă foarte bine și să se încorporeze cu alcoolul. Compoziția devine din ce în ce mai lichidă, astfel că trebuie să amestecăm cu grijă ca să nu împrăștiem. Și adăugăm treptat, puțin câte puțin, tot alcoolul. Compoziția obținută este un macerat de semințe de anason. Trebuie să precizez că mirosul este foarte puternic. Semințele de anason au un miros foarte puternic. Miroase toată încăperea. După ce am amestecat foarte, foarte bine, timp de 20 de minute, și substanțele active din anason s-au extras în macerat, va trebui să strecurăm compoziția obținută, fie printr-o bucată de tifon, fie folosind două strecurătoare foarte, foarte fină, cum ar fi aceasta. Pentru a separa
materialul vegetal din tinctură. Amestecăm pentru a putea extrage cât mai mult din resturile vegetale rămase. Folosim tot materialul vegetal rămas. Și îl strecurăm foarte, foarte bine. Resturile au rămas aproape uscate. Iar aceasta este tinctura pe care am obținut-o. Tinctura obținută se diluează în proporție de 1 la 3 cu apă fiartă și răcită, adică la 100 de ml de tinctură obținută se folosesc 300 de ml de apă fiartă. Este posibil să mai existe ușoare depuneri pe fundul vasului, nu este absolut nicio problemă. Tinctura aceasta este încă puțin tulbure, ea se va limpezi după ce se odihnește puțin. Tinctura se toarnă în sticluțe mici, de culoare închisă. În sticluțe cu picurător. Se pot folosi fie sticluțe cu picurător, fie se poate folosi genul acesta de pipetă pentru a se administra. Aceasta este tinctura de anason. Se administrează câte 10-15 picături de 3 ori pe zi, în nas, atât cât este nevoie. Această tinctură este foarte benefică pentru polipii nazali. Această tinctură este foarte puternică și aromată, iar administrarea ei pe nas poate fi ușor neplăcută, creând o senzație de usturime. Se va administra progresiv, începând cu una-două picături, mai ales la copii, pentru a testa suportabilitatea. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, sper că v-a plăcut materialul nostru de astăzi și dacă v-a plăcut, vă rugăm să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Tainele Naturii. De asemenea, nu uitați să apăsați pe clopoțelul din dreapta pentru a primi notificări de fiecare dată când publicăm un material nou. Până data viitoare, aveți grijă de voi! Pe curând!